Vreau să mulțumesc colegilor din presa scrisă și audiovizuală care au onorat invitația. Și nu în ultimul rând, sunt și vor vorbi, se vor prezenta. Și nu în ultimul rând, tinerilor, studenților care au găsit pe internet anunțul pentru această întâlnire și au venit. Nu vrem altceva de la această întâlnire decât să strângem un fund de idei la sfârșit, adică să alcătuim câteva concluzii. Și fac o scurtă paranteză, cineva mi-a spus, am mai participat la asemenea întâlniri, chiar CNA-ul ne-a chemat, dar nimic nu s-a strâns la sfârșit. Noi intenționăm să facem și un comunicat de presă, dar și un text pe care să-l trimitem CNA-ului. În fond, este instituția care reglementează până la urmă peisajul presei românești de astăzi, să spunem. Eu nu vreau să insist în această introducere decât pe ideea că totuși presa de astăzi ar trebui să contribuie la igienizarea spațiului public. Este o chestiune foarte grea și soluțiile probabil că sunt destul de greu de găsit. Și totuși n-ar trebui să renunțăm, ar trebui să perseverăm. Cum anume, sigur, noi cu toții să găsim mijloacele și să găsim orientările. Atât deocamdată în introducere, vreau să las pe Stelian Negrea, care e secretarul Asociației Ziariștilor Independenți din România, să vă prezinte o scurtă radiografie a presei noastre cea de toate zilele. Mulțumesc, Teodora. Aveam vreo 20-30 de ani până să aspir măcar la cei care au fost prezentați mai devreme de la domnul Dagrigore până la doamna Ana Blandeana. Până atunci o să încerc să spun câteva vorbe legate de anunțul sub care a fost vândută, să spun așa, sub care a fost marketată dezbaterea noastră de astăzi, care presă, care libertate. Poate suna cam dur la cum arată mass media și în experiența mea proprie, dar și în ce mai vreau să colegii mei. Duritatea este echivalentă și vorbește despre niște realități. O să spun câteva cuvinte să dezvolt puțin ce înseamnă care presă, care libertate. Ne-am uitat, conform unui studiu IRES, de exemplu, 80% dintre români și au informația de la televizor, ceea ce înseamnă că eu vin din presă scrisă, eu acolo am început, presa audiovizual în general și televiziunea în special, a călcat în picioare, pur și simplu, și domina autoritară mediul online, din ce vedem din studii, și presa clasică. Vedeți și dumneavoastră cu toții, televiziunea în general predispune la emoție, predispune la infotainment, dă o predilecție către opinie și vedem că toată țara, între ghilimele, trâmcănește, în loc să mai prezinte informație, dar asta e o realitate, bine că trâncănește și bine că încă mai putem trâncăni. Eu spun marea trâncăneală națională, ce se întâmplă, începând de la care particip și eu, din nefericire, dar dacă nu ești acolo, nu existi. Predilecția asta către emoție duce la o vânzare a unor informații către public, și face captivi unui anumit mod de a prezenta informația. Genul clasic de, spunem eu sunt, de jurnalist de investigație, de exemplu, e cazonat acum în două, trei instituții extrem de șubre, de mă refer, nu că n-ar fi serioase și nu că n-ar avea reprezentativitate pe nișa lor, dar faptul că depind sau stau la mâna, zic eu, la mâna fie a unor ONG-uri care la bugetele s-au subțiat, fie la mâna unor, spunem, departamentul de stat american, care la rândul lui la fel are sume din ce în ce mai mici, ne duce către ideea că jurnalismul de investigație are încă o luptă enormă de dus cu televiziunea. Cam asta, în două cuvinte, cam cum văd eu la ce a ajuns televiziunea. Presa este, presa este multă televiziune și multă emoție, multă opinie. Și de aici foarte mult subiectivism. Îl vedem foarte bine numai în dezbaterile televizate, fie că
îmbrățișăm stânga sau dreapta, vedem că există un partizanat extrem de vicios, i-aș spune eu. După aceea să trec rapid și în partea aialaltă, ce mai reprezintă libertatea pentru mass media. Foarte multe lume se cantonează în obstacolele pe care statul, de exemplu, pe autoritățile statale, le pun obstacole pe care le pun mass media și sunt cele clasice pe care le vedem în autocrații sau în dictaturi. Ce se întâmplă în Rusia, ce se întâmplă, nu știu, în alte țări cu regimul de genul ăsta. Vedem amenințări, vedem alte lucruri din această sferă, dar foarte puțină lume se uită cu atenție la pericolul reprezentat de amenințările venite din zona privată. Și aici mă refer la mogulii media pe care știm cu toții. Mogulii media care au o agendă economică, care au o agendă politică. Eu, de exemplu, în 2011 am decis să devoalez un astfel de sistem, să scot la ivere și să fac public politica de șantaj editorial la adresa oponenților politici și la adresa companiilor cu care, de exemplu, trustul intact, n-aș vrea să n-aș spus, dar nu, dar asta e o realitate, politică pe care o aplica în respectivul trust. De atunci am ales cu nenumărate procese, am trecut cu bine găsătate, dar e o problemă pentru cei tineri, de exemplu, că nu există o sancțiune din partea publică, vedem că nu există o sancțiune, mă uit la nivel de rating, de exemplu, dar publicul nu sancționează un astfel de gen, un astfel de comportament. Adică dacă vine unul și spune pe piață că nu există șantaj politic și economic, da, în trustul respectiv, publicul nu s-a simțit dator să sancționeze astfel de practici. Ba, din contră, vedem că ratingul a crescut și asta e o realitate cu care va trebui să ne confruntăm în continuare. Tot pe scurt, libertatea jurnalistului, nu are o să peroze pentru că s-au scris în mare de rânduri, dar libertatea, ce înseamnă libertatea în mass media actuale? Banal și trivial însemna ceva de genul, domnule, să ai posibilitatea ca jurnalist în instituția ta media să spui aproape orice, dar trebuie să te înscrii în limitele deontologice ale legii și ale bunului simț. Dacă poți face lucrul ăsta, înseamnă că ai libertate în respectivul trust media. Toți ne-am cantonat către trustul unui anumit fost turnător la securitate, fără să ne uităm cu mai mare atenție că pattern-ul pe care îl aplică respectivul individ în trustul media s-a extins într-un mod rușinos și dureros și către alte trusturi media, indiferent de ce zonă politică ar susține, indiferent dacă sunt tineri sau bătrâni, uitați-vă la cine, la personajele care stau în spatele anumitor trusturi media, nu vreau să dau nume, că rostul meu nu este să jignesc pe cineva sau să blamesc pe cineva, în mod... Uitați-vă la oamenii care sunt în spate, de la ziare, care se pretind de opoziție, până la televiziune. Există un copy-paste, ca să ne referim, un copy-paste a modelului Voiculescu aplicat în celelalte trusturi. Libertate mai înseamnă pentru jurnaliști, pentru că, vorbeam mai devreme, de exemplu, înseamnă ca patronul să-ți plătească un salariu decent, nu să se întâmple, care multe ori s-a întâmplat fie la jurnalul, fie la alte instituții media, să lucreze jurnaliștii să înfrunească salariile și să crediteze instituția media, nu e normal, nu e firesc. Libertate mai înseamnă că la sfârșitul lunii, respectiv angajator, să-ți plătească dările către stat, pentru că dacă te uiți pe statele de plată ale multor jurnaliști, de exemplu, se întâmplă ca respectiv angajator să nu plătească dările către stat, se trezește peste când va ieși la pensie, dacă va mai ieși la pensie, se trezește cu aceste dări neplătite și cu o pensie derizoră de 50-100 de euro, adică în jurul legumă, după ce o viață întreagă s-a zbătut, să reprezinte cât mai bine interesul public. Una din marile rele, unul din marile rele ale situației din televiziune, audiovizual, este acest principiu al mascherilor, care la noi este cu totul altceva decât este el, la originea lui. Mascherii este un principiu care apără un radiodifuzor, cum se spune în lege, de riscurile pe care el și le asumă de a cădea sub ratingul dorit, pentru că își asumă niște responsabilități culturale care nu sunt pe placul neapărat al masei de auditori sau de privitori.
Și atunci acest risc pe care el își asumă cu bună știință, trebuie protejat prin această listă de mascheri. Ori la noi mascherul ce este? Este a băga în aceeași căciulă posturile publice care, vezi, Doamne, își asumă, ba nu își asumă diverse responsabilități în materie de educație și de informare, cu posturile private, care toate sunt în goană după rating. Și deci fac concesii cât pot de mult și prostului gust și gustului public de a fi mințit cât mai frumos, pe formă romanței tradiționale. A pune în aceeași căciulă aceste două feluri de a funcționa ale unei surse de acest tip, nu face decât să măsurească ambele condiții. Cred eu că jurnaliștii se confruntă în momentul de față cu un asalt din partea celor care practică jurnalismul, nu neapărat de pe baze profesioniste, dar care au un cuvânt de spus. Văd că în ultimul timp a proliferat această instituție blocă. Chiar recent citeam pe agenție de știri că a decedat un celebru blogger. Nu mai era denumit jurnalist sau specialist în mass media, ci chiar așa era denumit, pentru că persoana respectivă s-a recomandat în acest fel, prin textele pe care le-a scris, constant în ultimii ani. Și aici este marea provocare. Unde ne aflăm cu jurnalismul în momentul de față? Ce sunt, de fapt, jurnaliștii? Care este valoarea adăugată a unui jurnalist? Zilele trecute auzeam că Facebook vrea să aibă propria sa agenție de știri din știrile luate de pe paginile celor care sunt în rețeaua respectivă. Ceea ce dovedește intuiția pe care am avut-o în 2012. Sunt multe persoane care practică jurnalismul într-un mod excelent, fără să aibă pregătirea respectivă, doar sesizând un anumit fenomen în spațiul public și încercând să-l interpreteze cu propriile mijloace. Și cred că asta este marea provocare cu care se confruntă jurnaliștii astăzi, indiferent că vorbim de presa scrisă sau de audiovizual. Ce anume ar trebui să aducă în plus un jurnalist? Repet, care este valoarea adăugată? Comentariul spontan pe care îl face la o știre? Calitatea interpretării? Posibilitatea de a sintetiza mai bine? Ce anume? Cu ce anume este diferit un jurnalist față de toți acești centri, toți acești poli de informație care ne asaltează zilnic. Vreau să mai spun faptul că în momentul de față noi avem o criză a, în special a televiziunilor. Noi nu mai avem știri, nu mai există știri. Avem doar interpretări. Pentru că este mult mai greu să creezi o știre, să trimiți reporter la fața locului, să te interesezi cum a apărut fenomenul care vrei să-l arăți, să ai o echipă în teren. Sunt costuri. Ori televiziune nu vor să-și asume aceste costuri. Și atunci, practic, știrile se mută în social media, iar interpretarea se mută în audiovizual. Acum, cum arată presa astăzi și ce măsură reușim să formăm jurnaliști aceia profesioniști, ne arată și acest raport privind libertatea presei în România 2013, dar aici este și trebuie foarte bine înțeles o negociere, o luptă permanentă pe ceea ce formăm noi în
în facultate sau școlile de jurnalism în general și cultura organizațională, cultura din redacții, care de cele multe ori este mult mai puternică decât normativul, ceea ce noi încercăm să impunem ca model sau să oferim ca model în școlile de jurnalism. Eu nu aș fi chiar de pesimist să spun că nu există cu totul libertate a presei în România sau că nu ar fi jurnaliști liberi sau independenți sau nu am avea jurnaliști care fie că au făcut sau nu școala de jurnalism, o facultate de jurnalism, nu își fac meseria într-un mod onest. Dar câteva lucruri se pot observa sociologic și domnul Negrea a punctat de la bun început un lucru extrem de interesant și anume faptul că potrivit unui studiu IRES, 80% dintre cetățeni urmăresc televiziunea. E foarte adevărat, dar același studiu mai spune în același timp că 60% dintre aceștia consideră că televiziunea și chiar aceea pe care o urmăresc îi minte sau îi manipulează. Adică ei știu că sunt mințiți și manipulați, dar se uită cu satisfacție, cu plăcere la minciunile care sunt debitate. De romanță, minte-mă frumos. Exact, exact. Sunt debitate la televizor. În același timp mai putem observa un lucru potrivit aceluiași sondaj, IRES, și anume faptul că pe locul al doilea, sondajul face referire la locul de unde cetățenii români își culeg informațiile politice. Locul al doilea devine internetul, începând cu anul 2011 încoace. Cu alte cuvinte, undeva la 7% dintre cei care se consideră informați politic își culeg informațiile din internet. Presa scrisă este devansată, aproape că urmarea crizei vedem că se mută o parte din terenul online, alta se închide și așa mai departe. După care avem un radio care e undeva la 2% și alte surse de informații politice la 1 sau chiar mai puțin. Ceea ce observăm e ceea ce spunea domnul Carp mai devreme, și anume faptul că din punct de vedere al credibilității și din punct de vedere al locului de unde oamenii din această țară își culeg informații, nu avem o creștere, în orice caz, a internetului. Acum, întrebarea este dacă sursele de unde își culeg informații este sau nu este substanța, nu sunt social media sau dacă nu cumva este jurnalismul online, care înseamnă de fapt o prelungire a jurnalismului tradițional în media online. Cu alte cuvinte, dacă nu cumva mulți din cei care își culeg informațiile politice în online și le au de fapt tot de la radio, televiziune, fosta presă scrisă, care acum este în online. Își extrag de acolo o parte din informații. Adică eu aș distinge aici, dacă ne referim la ceea ce se întâmplă în online, între toate un jurnalist profesionist, un jurnalism al celor care lucrează în redacții și care operează și în online, și pe de altă parte un jurnalism amator. Jurnalism amator este ceea ce ne spunea domnul Gar mai devreme, și anume cei care operează în social media, blogării, cei care nu sunt angajați neapărat de unui trust, lucrează pur și simplu independent. Dar pe lângă citizen journalist, se numește acest tip de jurnalism, sunt jurnaliștilor amatori, celor care fac lucrul acesta fără să fie plătiți și o fac pur și simplu pentru că sunt interesați de cetate, nu ca cetățeni. Pe lângă jurnalismul tradițional care se mută în online, din motive economice sau altele, pe lângă jurnalismul acesta amator, există însă și un anumit tip de jurnalism alternativ, sau ceea ce se numește în studiile de specialitate presa alternativă. Presa alternativă, și cu asta cred că venim de fapt la discuția noastră de astăzi, este alcătuită, compusă din jurnaliști care sunt dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în presa tradițională și care se mută într-o altă presă care își găsește mediul de comunicare și în online. Presa alternativă este reprezentată de jurnaliști care au rupt cu totul relația cu un trust, cu foști angajatori și care acum, din surse alternative, respectiv din donații, din donațiile chiar pe site-urile respectivelor site-uri, din proiecte de tip ONG, din surse chiar din zona comunitară, sunt sprijiniți în demersul lor jurnalistic. Ce fac acești tineri jurnaliști? Ei fac un jurnalism de calitate, un jurnalism profesionist, mulți dintre ei poate chiar au o școală de jurnalism, alții poate au lucrat în redacții, dar foarte important fac ceea ce domnul Negre a menționat, începând fac jurnalist de investigație. Adică cei care, iată, culeg astăzi informația, care merg pe teren, cei care se duc la firul ierbii, cei care abordează, tratează acele subiecte care sunt pur și simplu ignorate de cele mai multe ori de presa tradițională, devine din ce în ce mai mult
Nu spun că e acum mai multă presă alternativă decât presă tradițională, departe de mine, dar spun că din ce în ce mai mult avem o presă alternativă, adică acești tineri, acești oameni care fac jurnalism dincolo de a fi plătiți pentru asta. Nu fac pentru a fi plătiți, nu fac pentru a-și plăti ratele, nu fac pentru că au anumite interese familie și copii, ci fac pentru jurnalism. Adică fac pentru a găsi, pentru a identifica informația, pentru a da publicul informația, adică pentru a servi interesului public. Și aici discuția vine spre interesul public. Presa alternativă servește interesului public. Întrebarea de la care pornim, nu, la cuvânt de libertate, este presa tradițională mai servește interesului public. Dar eu cred că ne lipsește altceva. Eu cred că ne lipsește o cauză pentru care să luptăm. Ziariști care să facă investigație, perfect, ziariști care să aibă interesul de a promova un anumit partid sau o anumită personalitate, perfect, de ce nu? Sunt plătiți pentru asta, poate bine să o facă cumva. Bun, să o facă, desigur, într-o anumită, cu anumită decență, am dorit noi. Bun, nu toți fac. Tabloidele engleze nu dă rău decență, sunt serioși. Nu numai tabloidele românești. Bun, nu facem decență, dar în alte țări există o cauză. Există ziariști care se, care militează, care se angajează pentru ceva. Eu nu cred că la noi lipsește nici libertatea, nici informația. Lipsește o cauză. De fapt, nouă puțin ne pasă ce se întâmplă. Dacă vine Putin pentru noi, foarte bine, am trecut și cu Rusia, am trecut cu Turcia, am trecut cu noi. Adică, nu există ideea, nu, domnule, eu vreau altceva. În primul rând, vreau democrație. În al doilea rând, vreau politicieni corecți. Avem o presă care să se bată pentru asta? O să spună fiecare, da. Eu care țin cu PSD-ul, sigur că da, avem pe domnul Voiculescu, ne-am dorit. Nu, cum? Noi care ținem din potrivă cu Băsescu, avem B1. Da. Fiecare își găsește un post care luptă pentru ceva. Totuși, în mod curios, nu se întâmplă nimic. Adică toate aceste interese se neutralizează perfect și la alegeri vom avea rezultate complet aberante, care o să ne ducă, probabil, într-o direcție complet aipistică, care, bineînțeles, o să fie mereu altfel decât în restul Europei. Și această chestie, noi suntem de râsul lumii. Bun, dacă ai toată lumea, începe să râdă. Dacă cine spune chestia asta, în loc să se indigneze, începe să râdă. Poate, poate și eu sunt deștept, nu mai vreau. Nu? Adică nu, noi suntem altfel în sensul că noi suntem așmeni. Eu cred că ce lipsește în această țară este un angajament serios pentru democrație și pentru moralitate. Deci eu v-aș propune să discutăm și această temă. E posibil în acest moment, în România, așa cum e ea, bine și rău, e posibil să ne angajăm pentru o cauză? Să nu uităm că în toate perioadele importante ale României, hai să zicem de la Julimea Coace, chiar și în timpul comunismului. Au fost oameni care au luptat pentru o cauză. Care și-au luat riscuri, care au stat, au avut nenumărate probleme, nu neapărat cu șcherie sau torționație, au avut tot felul de probleme și care nu au cedat. Eu vreau să văd unul care nu cedează și spune, dom'le, nu mă interesează cum să câștig bani. Eu vreau să spun adevăr. Asta vreau să spun. Să văd politicieni care sunt politicieni și ziariști care se spună, nu, domnule, n-am bani, dar spun adevărul. Acum 10 ani, exact acum 10 ani, era pentru prima oară în istoria modernă a României și în istoria interbelică, în care reușeam, deci am spus, pentru prima oară, să avem un contract politic de muncă la nivel de rangul mass media. Am avut șansa să pot negocia cu oameni valoroși din zona, să zic, patronală și a clubului om de presă, care au înțeles că trebuie să avem un contract colectiv de muncă și niște drepturi. Mai mult de atât, la jumătatea distanței între ceea ce spuneam 2004-2014, în anul 2009 reușeam pentru prima oară să avem un cod deontologic al jurnalistului împreună cu colegii de la Clubul Centrul pentru Jurnalism Independent, ActivWatch, COMEU și împreună cu Federația Română a Jurnaliștilor Mediasim. La vremea respectivă, mi-aduc aminte și acum, am fost invitați de către ambasada americană să ne felicite pentru acest pas uriaș, o spus ei, pentru democrație.
Și să nu uităm, de fapt, ce este și ce reprezintă, ce ar trebui să reprezinte presa, acel câine de bază al democrației. Fără acest stâlp, democrația, iată că își chioapătă în România, aș spune eu, și iată că după 10 ani și la 5 ani de când am obținut acest cod deontologic al jurnalistului, chiar într-un contract, la nivel de reamă mass media, în monitor oficial, deci care are valoare de lege, astăzi ne aflăm în situația în care în 14 ianuarie 2014 a expirat contract politic de muncă, nu mai avem cod deontologic decât la nivel de principii, în anumite redacții care l-au adoptat, dar în rest sunt salariați, colegi din presă și am fost și în universități unde se studiază jurnalismul și mi-au spus că sunt unii care nici nu cunosc codul deontologic al jurnalismului. Am ajuns la concluzia că adevărul are ca opoziție răul în presă. Și de aici mă gândesc la întrebările puse. Care libertate, care presă? Se vorbește despre libertatea de exprimare. Deci ne asumăm această libertate ca pe un drept. Dar unde este datoria până unde merge? Și responsabilitatea jurnalistului de a avea această libertate. Cred că despre asta trebuie să vorbim. La fel cum foarte bine a spus domnul profesor Sorin Alexandrescu despre cauza care ne motivează. Care este, încă o dată întreb, care este responsabilitatea noastră a jurnaliștilor vis-a-vis de această libertate? Eu așa răspund la întrebarea pe care a spus-o în titlu. Mulțumesc!